În timp ce mă spălam pe dinți azi dimineață, reflectam la obiceiurile dobândite de noi de-a lungul unei întregi vieți. Igiena dentară e un reflex educat. Fapta repetată de mic copil se transformă în obișnuință. O disciplină atrage altă disciplină. Cine face sport, are de regulă și o nutriție sănătoasă. Omul citit capătă imediat o exprimare îngrijită. Nu întâmplător, fiecare materie studiată la școală se numește din nou disciplină. Vechii greci spuneau ascesis, rigoarea și abnegația, deci, atrag după ele profesionalismul, virtutea și excelența. Cei din vechime înțelegeau mai bine decât noi importanța regulilor. De la primele școli rabinice ale antichității și până la pedagogia modernă a doamnei Maria Montessori, oamenii tradiției au știut că viața trebuie simplificată printr-un decalog. În vremurile noastre, Limbajul inflaționar al drepturilor omului a produs milioane de tineri briliant sub raport cognitiv, dar nepregătiți, se pare, să asume marile responsabilități ale vieții. Întemerea unei familii, creșterea unui copil, apărarea granițelor țării sau transmiterea legământului spiritual lăsat de înaintași. Părinți excesiv protectori și-au crescut odraslele răzgâiate în niște safe spaces într-o manieră haotică lipsită de structură. Rezultatul vieți dezordonate, rebele, negredinărite și lipsite de ghidajul autorității parentale. Dincolo de părerile subiective ale unora și ale altora, există clar studii științifice care demonstrează corelația naturală între fenomenul violenței fizice pe de o parte și dezordinea unei vieți personale pe de altă parte. Asta include și viața amoroasă. Prezența hormonilor fericiri, în schimb, a fost depistată în viețile oamenilor care au sens care au ritm, care au direcție, care au armonie, care au și speranță pentru viitor. În ultimii ani, mulți tineri au decis să-l asculte pe Jordan Peterson și au părăsit Harababura, locul unde orice merge, anything goes, pentru a asuma încet, încet, cu pași mărunți, acele reguli sau tabieturi sănătoase care par triviale, dar sunt de fapt vitale. Își fac patul în fiecare dimineață, nu mai înjură, iau micul dejun, citesc și fac sport, elimină consumul de alcool sau pornografie și treptat descoperă un plus de curaj în fața marilor tragedii ale existenței umane. Disciplina, deci, înseamnă libertate. Cui place o tavernă cu mesele nespălate? Cine vrea să se mute pe o stradă murdară sau într-un cartier neîngrijit? Cine aplaudă cu adevărat faimoasele grafiti care mânjesc vagoanele de metrou ale unui oraș? Suntem aici la Ateneu, e frumos, există armonie. Treptat, deci, am ajuns cu toții să depistăm capcana haosului și abjecția urâtului. Să-ți vezi condiția căzută e un bun început. Pledoaria pentru ordine și responsabilitate e începutul unei vieți frumoase.